Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la contactul cu substanțe inofensive în mod normal și produce anticorpi, următorul contact cu substanța respectivă va provoca o reacție alergică. Gama de alergeni posibil este uriașă, de la polen, ierburi, păr de animale, alimente, produse cosmetice, venin de albine sau viespi, până la medicamente. Reacțiile care se declanșează împotriva acestor substanțe din mediu sunt și ele numeroase și extrem de neplăcute. Ochii și nasul încep să curgă, se instalează senzația de mâncărime. Cei cu alergii grave au chiar probleme cu respirația, care pot merge până la sufocare, scăderea dramatică a tensiunii arteriale, ceea ce poate să pună în pericol viața persoanei respective. Cauzele reacțiilor alergice spontane sunt încă necunoscute. Alergiile sunt în continuă creștere la nivel mondial. Sunt vehiculate ipoteze potrivit cărora, pe lângă factorul genetic, poluarea în continuă creștere sau contactul microbian prea scăzut din primii ani de viață ar putea juca un rol. Pentru a reduce simptomele alergiilor, soluția impusă este de multe ori abstinența sau schimbări ale comportamentelor obișnuite. În cazul anumitor alergii, hiposensibilizarea poate atenua senzațiile de disconfort. Dar mai multe despre toate acestea vom afla astăzi de la invitata noastră. Este vorba despre Nadia German, medic primar alergolog. Bine ați venit, doamna doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur Așadar, de invitație! Alergiile, un domeniu foarte vast, desigur vom încerca să acoperim cât de mult putem. Noi am vorbit Sigur. În edițiile precedente despre alergiile la medicamente și înțeleg că acum, la recentul congres care a avut loc la București în acest weekend, ați vorbit tocmai despre aceste alergii la medicamente. Da, am avut o lucrare personală cu alergia medicamentoasă care a fost foarte bine primită. Și ar trebui cu toții să aflăm câte ceva despre principalele tipuri de medicamente care pot da astfel de reacții alergice, dar haideți să începem cu începutul. Spuneam că nu se cunosc cauzele, dar se cunosc anumiți factori de risc. Să încercăm să-i enumerăm, poate reușim pe unii să-i evităm. Cauzele instalării alergiei la un anumit individ sunt mai puțin cunoscute. Sunt factori genetici asupra cărora acționează factori de mediu, deci până la declanșarea clinică a bolii trebuie parcurși mai mulți pași. Dar este mai ușor să enumerăm triggerii care declanșează reacțiile alergice, respectiv, așa cum ați spus și dumneavoastră, din mediul înconjurător, polenurile, acarienii, fungii, insectele, alimentele, medicamentele, deci foarte multe substanțe cu care venim în contact de-a lungul vieții pot să declanșeze la subiecții predispuși alergii. Nu toată lumea în contact cu aceste Citeam lucruri face alergie. Că la nivel mondial cam 20% din populație suferă de anumite alergii. Este adevărat? Aceasta este cifra terenul mai crescut? Terenul atopic, deci terenul genetic predispus, se întâlnește la până 40%, din populație, Iată, mai ales în țările foarte mare. Dezvoltate. În ceea ce privește bolile clinic manifeste, astmul undeva la 7-8%, acum într-o ușoară scădere pentru că s-au luat anumite măsuri, alergiile alimentare foarte frecvente, în jur de 8% la sugar și copilul mic, 4% la populația adultă, alergiile medicamentoase, iarăși foarte frecvente, undeva între 7,8% și 8,2% din populație relatează în istoric alergie la medicamente. Este adevărat că alăptarea copilului minim 6 luni ar putea să scadă riscul unei eventuale alergii apărute ulterior? Aici teoriile se tot învârtesc, se schimbă. Se spunea inițial că o alăptare cât mai lungă, 6-8 luni, ar preveni riscul de alergie alimentară la copilul mic și ulterior la adult. Acum sunt studii mai noi care ar favoriza o diversificare mai rapidă a alimentației, în orice caz nu după 6 luni, tocmai și expunerea la alergene alimentare, tocmai pentru a induce o toleranță ulterior la alergenii alimentari. Bineînțeles că alăptarea și
Tot laptele ce este natural de mamă este cel mai important și optim și cel mai pentru bun. Sugar, cel mai bun, pentru că are un anumit conținut proteic glucidic comparativ cu laptele de vacă. Plus că diferit. Are anticorpii mamei și îl are protejează pe copil. Anticorp în colostru mai ales, care oferă o protecție pasivă pe o anumită perioadă de timp, bineînțeles la nivel digestiv, sugarului, dându-i acestuia timp să-și dezvolte propriul sistem imun, care se maturizează și preia funcțiile iarăși acestea. Iarăși controversată este și teoria vaccinărilor. Există voci care spun că aceste vaccinări extinse, să le spunem așa, și această hiperprotecție a copiilor de mici și apoi și a ne spălăm într-una, ne protejăm într-una și lucrul acesta face ca sistemul nostru imunitar să reacționeze apoi mai exagerat. Mai mult reducerea expunerii la antigeni infecțioși favorizează acest switch sau trecerea răspunsului imun de la un răspuns imun benefic de apărare la răspunsul alergic. Asta înseamnă că pur și simplu sistemul imunitar nu vine în contact cu antigenii. De exemplu, folosirea pe scară largă a mașinii de spălat vase la temperaturi mari, practic aproape că sterilizează vasele. Tubul digestiv nu mai vine în contact așa de mult cu antigenii care obișnuit construiau răspunsul imunitar. Apoi, condițiile deosebite de igienă și dezinfecția. Nu trebuie să confundăm acest lucru cu vaccinarea, pentru că vaccinarea cu agenți infecțioși chiar pune în contact organismul cu agentul infecțios, dar într-o formă atenuată și obligă la producerea de anticorpi. Sigur, construirea unui răspuns imunitar care la un recontact cu același antigen, respectiv cu agentul infecțios, va declanșa un mecanism organismul. De apărare. Acum, aici trebuie să fim foarte atenți pentru că există diferențe între vaccinuri bacteriene, unde răspunsul imun este clar dat de imunizarea prin așa numite peptide, niște mici fragmente din bacterii, și răspunsul imun antiviral, unde avem nevoie de un răspuns celular, implicarea unor celule ale sistemului imunitar, care se dezvoltă optim când ele sunt puse în contact în cursul evoluției naturale a bolii. Dar concluzia este că aceste vaccinări, până la urmă, sunt ajută folositoare, organismul să se apere. Și au contribuit la eradicarea unor boli foarte grave, care își arată colții din nou la populația nevaccinată și cu risc chiar și pentru cei vaccinați, din de păcate. A dezvolta boală unii subiecți care practic sunt nevinovați, de exemplu. Dar să revenim noi la alergiile noastre și de asemenea știm și spuneam și eu că există peste 20.000 de alergeni, de substanțe care pot să dea această reacție anormală și desigur cu consecințele extrem de neplăcute de care vorbeam. Dar vă propun să începem cu alergenii alimentari și să expuneți pentru telespectatorii noștri care sunt principalele alimente care pot să dea astfel de reacții. Principalele alimente care pot să dea reacții alergice trebuie să le clasificăm în funcție de vârstă. Nu facem aceeași alergie la vârste diferite sau cel puțin frecvența nu este aceeași. La sugar și la copilul mic, alergenul major este laptele de vacă, ou, alune, făină de grâu. La adult domină alergia la pește, la fructe de mare, la arahide, tot așa se păstrează sensibilizare la făină de grâu. Dar, de asemenea, trebuie să facem precizarea și deosebirea între o alergie la un aliment sau o substanță conținută de un aliment și intoleranța la alimentul respectiv. Pentru că tot aud cum persoane care suferă de intoleranță la lactoză sau gluten și spun am alergie la În cadrul mare lactoză. Al reacțiilor adverse la alimente, avem trei mari categorii de boli. Boala celiacă are o poziție particulară, să zicem așa, este o boală de natură autoimună, dar indusă de un antigen extern, respectiv gliadina din gluten. Dar celelalte două categorii sunt intoleranțele și alergiile adevărate.
Intoleranțele nu sunt mediate de sistemul imunitar. Ele apar ca manifestări clinice induse prin alte mecanisme și să vă dau niște exemple. Unele depind de alimentul în sine, de exemplu, cofeina în exces la un subiect sensibil poate să producă tahicardie, stare de rău, vărsătură, amețeală. Tiramina, care se găsește în brânzeturi fermentate, poate să declanșeze crize migrenoase. Nu este alergie, poate să declanșeze chiar și raș, o manifestare asemănătoare urticariei. Apoi sunt intoleranțe legate de gazdă, cum este intoleranța la lactoză. Acolo avem un deficit la nivel intestinal a unei enzime numite lactază. Nu se poate degrada, se acumulează zaharul respectiv, fermentează, apar balonări, diaree, colici abdominale la copil. Atunci se indică un lapte fără lactoză, un lapte de lactoză, deși în mod normal lactoza este folositoare pentru că favorizează peristaltismul. Dar aceste persoane cu intoleranță la lactoză pot să consume foarte bine iaurtul, în care zaharul este fermentat și este mai ușor tolerat și trebuie aici făcut o diferență față de alergia la proteina laptelui de vacă, ce poate să meargă cu manifestări foarte severe până la șoc anafilactic, dacă este vorba de o reacție de tip imediat, sau până la un sindrom de intoleranță la proteine din alimente, care merge până la o stare de șoc indusă de deshidratare, deci iarăși nu prin mediatorii anafilaxiei, dar este tot o reacție, să zicem, de tip alergic. Așadar, principalii alergeni alimentari, laptele și ouăle la copilul sub un an, iar la peste această vârstă, spuneați, arahide, alune, nuci, fistic, fructe de mare, pește, mai mult la adult. Și, de asemenea, trebuie să facem o deosebire între alergie la un anumit produs alimentar și o intoleranță, pentru că și tratamentul va fi probabil altul. Cum evicțiunea în ambele situații este foarte bună, bineînțeles că în alergie tratăm manifestările clinice ale alergiei, în intoleranță trebuie mai să excludem evitarea acel aliment produsului respectiv. Pentru că vorbeați de timpul de manifestare, în cazul alergiilor acestea alimentare, după cât timp de la ingerare pot să apară manifestările? Pot să apară, dacă este vorba de alergiile tipice adevărate, cu o perioadă de latență de la câteva minute până la câteva ore. Pot să apară astfel de reacții. Clasic, conform definiției, în prima oră apar reacțiile de tip imediat, dar la alimente, datorită faptului că există o perioadă de absorpție, pot să se prelungească puțin timpii și la medicamente de asemenea. Așadar, ar putea fi acesta un criteriu de departajare, eu știu, a acestor simptome care merg și pe zona digestivă, cu greață, sigur, vărsături. Da, întotdeauna simptomele clinice ne orientează și către mecanismul care stă la baza reacției. Și aici contează și timpul la care apar, cantitatea, și ce tip de simptome. Sigur, ce fel de aliment, preparat termic, nepreparat termic, influențează aceste lucruri. Cred că aceasta e munca cea mai dificilă. Sigur că ca un fel de detectiv, trebuie să aflați exact. Este foarte greu, se fac anchete alimentare, pacienții țin jurnal alimentar, efectuează analize de sânge, efectuează teste cutanate, iar ulterior, dacă alimentul este foarte important în balanța nutrițională, atunci se merge până la un test de provocare în condiții de siguranță, de terapie intensivă, ideal, cu administrarea efectivă în doze crescătoare a alimentului și atunci vezi dacă declanșează sau nu reacția. Dacă declanșează reacția, ai două variante. Fie îl excluzi din dietă, dacă este posibil, fie încerci să induci toleranța, să faci o desensibilizare. Rezultatele cercetărilor legate de desensibilizarea la alimente sunt destul de promițătoare, dar ele nu sunt încă incluse în ghidurile oficiale de diagnostic și tratament. De aceea, în mod curent, ne abținem de la acest lucru. Alergiile acestea alimentare, așadar, dau cel mai adesea simptome la nivel cutanat, acea urticarie, eczeme,
pete plus cele digestive. Dau și manifestări cutanate, cele de tip imediat dau într-adevăr urticarie care apare repede, se manifestă sub forma unor pete ușor elevate pe tegument, pruriginoase, deci care dau mâncărime. Se însoțesc de angioedem, adică umflături la nivelul buzelor, pleoapelor, periarticular, chiar în unele situații, dar nu merg doar cu manifestări digestive. Bineînțeles că se asociază destul de des cu greață, vărsătură, tenesme abdominale, diaree, dar merg și cu manifestări respiratorii în situații severe, crize bronhospastice. Cred că nu știe ce are, nu știe să asocieze cu alimentul. Și chiar șoc anafilactic, anafilaxie indusă de alimente. Reacția cea mai gravă. Este alergică. Cea mai gravă când apare implicarea aparatului cardiovascular cu prăbușire tensională, poate să meargă până la stop cardiac. Una din cauzele morții subite la sugar este alergia la proteinele din lapte de vacă. Nu este cunoscut un astfel de istoric, se administrează și se poate ajunge și la o situație. Și părinții ar trebui să recunoască aceste simptome înainte de a fi prea târziu. Nu această exact, sufocare, da, această greutate, da. Deci în părinții răghiții. Care observă astfel de manifestări la copil, mai ales când începe perioada diversificării, trebuie să se prezinte la medic. Există și situația în care în laptele mamei, în urma consumului unor alimente, la copilul înalt sensibilizat, pot să apară manifestări inexplicabile și să determinăm din sânge anticorpi specifici la anumite alimente și să depistăm sensibilizare la copil foarte mic, situații mai rare. De exemplu, din laptele de vacă, beta-lactoglobulina bovină s-a regăsit în cantități mici în laptele matern. Deci poți să ai și astfel de surprize. Deci chiar dacă bebelușul este alăptat la sân, din laptele matern. Da, există și situații, deci trebuie să fii foarte atent. Substanță, și atunci da. Și mama să țină o dietă și un jurnal. Da. Sigur. Să mergem la alergiile respiratorii, acea rinită alergică care de asemenea este extrem de frecventă. Care sunt factorii declanșatori? Poate este cea mai frecventă. Cred că este boală cea mai alergică frecventă. Și declanșarea se realizează în urma inhalării alergenilor și acestea pot să fie pereni, cum de exemplu sunt alergenii din praful de casă dominant, acarienii, fungi, spor de fungi, de mucegaiuri, adică, sau polenurile. Polenurile care acum, de exemplu, sunt la vârf de zbor, mai ales polenul de graminee. La ora asta, când noi discutăm, deja polenurile de arbori au cam trecut și au finalizat perioada de polenizare, nu se află în titru mare în aer, dar gramineele sunt la vârf de zbor, vor urma ierburile în iulie, august. Da. Ați constatat o creștere a adresabilității persoanelor în această perioadă? Da, pentru că încep simptomele și pacientul este deranjat și fie este un pacient care își cunoaște boala, vine la reevaluare, vine să completăm ceva în schema de tratament, fie este la debut și nu se satură de răceala care nu mai trece. Da. De obicei așa vin, cu răceală care nu mai trece. Deci simptomele seamănă cu cele ale unei răceli. Nasul fie înfundat, fie... Mâncărim la nas, la ochi, strănut în salve, lăcrimare. În cazuri mai rare se poate asocia și bronhospasm, deci criză de astm bronșic cu manifestări sezoniere, dar pentru că polenurile au granula destul de mare și ajung mai puțin în căile aeriene inferioare decât la nivelul mucoasei nazale, predomină manifestările nazale și oculare. Pentru că vom vorbi imediat de posibilitățile de diagnostic, haideți să amintim și alergiile la medicamente și principalele tipuri de medicamente care pot să dea reacții alergice, astfel încât să fim atenți atunci când ni se recomandă un antibiotic, pentru că vorbim despre antibiotice. Da, în multe situații vorbim de antibiotice. Acum, campionii la alergie medicamentoasă sunt antibioticele și dintre acestea penicilinele, iar ceilalți campioni sunt antiinflamatoarele, care dau reacții de hipersensibilitate, dar nu prin același mecanism ca și antibioticele și diagnosticul presupune câțiva pași diferiți între cele două categorii.
Bineînțeles că în anumite situații anestezicele, de exemplu, pot să dea reacții pe masa de operație, alergiile perianestezice sunt de obicei reacții foarte severe pentru că medicamentul se dă intravenos și se dă în bolus în doză destul de mare. Și sigur, pacientul este întrebat înainte, ați mai făcut anestezie? Dacă nu ai mai făcut, sigur, nu ai de unde să știi cum vei reacționa. Sigur că da. Există acum posibilitatea în spitale pentru ca pacienții să fie testați înainte? Există posibilitatea să-i testăm, cel puțin la alergoanestezie, la Spitalul Clinic Județean, la chirurgie 1. Avem un astfel de ambulator de alergoanestezie unde primim pacienți din toată țara și lucrarea de la congres a fost legată de așa ceva. Dar ghidurile nu indică ca tu la populația generală să faci ca screening aceste teste la anestezice. Doar la dacă sunt generală, întruniți care, anumiți factori de risc. Care de fapt, urmează să fie operați. Păi sau nu, aceștia îi considerăm general. Segment din populația generală chirurgicală, care vin la medic. Nu sunt cu toții testați. Ghidul nici nu te lasă să faci un astfel de test. De ce? Sunt scumpe? Sunt riscante? Sunt... Pe de o parte, sunt costisitoare și solicită prin costuri enorm sistemul sanitar. Pe de altă parte, la pacienți care n-au avut reacții în antecedente, nici la alte substanțe. Nici la alte substanțe, valoarea diagnostică a testului nu este foarte bine studiată și atunci poți să interzici un medicament care ți iese ție pozitiv și să fie foarte util în anestezie. În orice caz, pe ce lucrăm noi ca și cercetare acolo, ca să lărgim paleta de factori de risc. Până acum, obligatoriu fac acest test cei care au avut odată o alergie pe masa de operație și un bilanț cu pozitivități. Cei care au făcut odată o alergie pe masă n-au avut un bilanț, dar trebuie să se opereze iară, obligatoriu fac. Ce înseamnă n-au avut un bilanț? N-au avut o întâlnire cu un alergolog într-un centru specializat care să evalueze ce s-a întâmplat la reacția anterioară. La bilanța pur și asta simplu facem... s-a trecut peste acea reacție fără a fi considerat o reacție alergică nu, neapărat? Nu, i s-a spus probabil, ne întâlnim și cu astfel de situații, din păcate ai făcut alergie, vai ce ne-am speriat, dar nu-ți dă o hârtie ca să vii cu ea la alergolog. Sunt am și înțeles. Situații, deci, dar acum... Nu a fost urmărit și nu de a fost... când avem acest centru și am participat și la conferințele anesteziștilor și anul trecut am avut o prezentare care a fost foarte bine primită, atrăgând atenția asupra acestor probleme, s-au sensibilizat și trimit pacienții cu listă de substanțe exact cum trebuie, conform ghidurilor, ca să-i putem investiga corect. Haideți să vedem cum se poate face diagnosticul, pentru că spuneam de astfel de simptome suferim cu toții la un moment dat, ba putem să le avem și încrucișate, să avem și probleme cutanate, să avem și nas înfundat și strănut, să nu mai știm exact despre ce este vorba. Și în acest caz, sigur, primul pas va fi medicul de familie, care probabil va el ști identifică probabil primul istoricul spre... pozitiv. Adică la el merge pacientul și se plânge. Am avut o astfel de reacție. Nu știe în să asocieze cu nimic. La... El poate totuși să precizeze un anumit context. Dacă poate, dacă e poate, spre norocul cel mai lui, bine. Dar... În orice caz, medicul de familie identifică simptomele care sunt destul de specifice alergiei. Deci ca simptomatologie nu-i chiar deci așa ușor să greșești. Mai identifici ușor, simptomele, mai greu este cu identificarea apoi. Cauzei. Sigur. Exact. Și atunci ce posibilități există? Citeam că există... Este trimis la medicul alergolog. Medicul alergolog, bineînțeles, îl investighează. Dacă este vorba de o alergie medicamentoasă, avem și chestionare care sunt validate de către Academia Europeană de Alergologie. Dar ați avut și situații în care pacientul a venit cu tot felul de simptome care semănau. Și noi știm care sunt simptomele și ale unei poate alergii. Să vină direct. Poate și totuși, să vină direct și să ne spună. Nu, medicamente nu luase, nu schimbase nimic în trebuie alimentație. Trebuie să efectuăm pe lângă o anamneză riguroasă și anumite teste specifice de diagnostic. Și acestea sunt testele in vitro și testele cutanate. La testele in vitro încercăm să depistăm anumiți factori din sânge, respectiv anticorpi sau celule, care sunt implicate specific
în reacția alergică. Din păcate, comparativ cu testarea cutanată, care este o etapă următoare, sensibilitatea lor este mai mică. Au o specificitate bună, dar nu sunt așa sensibile, astfel încât trebuie coroborate întotdeauna. Cele două tipuri sigur de teste, da. Cele din eu sânge. Eu așa le cer întotdeauna. Cu cele cutanate. Fac analize de sânge, fac și teste cutanate. Dar la analizele de sânge, dacă nu știți exact despre sunt ce este paneluri, vorba... de exemplu, panel alimentar pe 35 de feluri, care cam acoperă alimentația obișnuită, pentru că deci dacă este un aliment exotic, e mult mai ușor să faci legătura, că nu mănânci toată ziua homar sau crevete. Fructe de mare. Sau... Și mai ușor, sau la un anumit fruct. Azi am mâncat mango, dar o săptămână n-am mâncat și mai simplu. Problema este cu alimentele obișnuite, făină de exact. Grâu, de exemplu. Toată lumea mănâncă pâine, paste sau lactate. Se găsesc ca Bun. Și urme în alte alimente. Și în cazul acesta există și pentru aceste substanțe teste specifice? Există din și din sânge. Am spus că nu sunt chiar așa sensibile, mai ales dacă sunt negative sau sunt la valori scăzute, obligatoriu testare cutanată. Și aici se poate face cu alergen standardizat, așa se începe, și ulterior cu alergen nativ. Pe măsură ce vă povestesc, trebuie să știți că gradul de periculozitate crește. Dacă un test de sânge, am făcut o recoltare, n-am expus pacientul la niciun risc. Punându-l în contact printr-un test cutanat, poți să am o reacție. Acum, dacă reacția din istoric n-a fost șoc anafilactic, se poate face în orice condiții, și într-un ambulator, într-un cabinet privat. Dacă vine un părinte cu un copil cu șoc anafilactic la lapte, avem toate analizele. Testul cutanat, mai ales la produsele native de lapte, este bine să-l faci în spital. Când ai în spate un serviciu de urgență imediat care să intervină. În caz că se ajunge la șoc anafilactic, să-i se administreze... La test poate nu o să fie chiar șoc, dar poate dar să fie un simptomele spas, să un fie angioedem, grave. Să fie mai grave și să poți interveni. Cum se intervine în astfel de situații grave? Dacă tot cu trusa de urgență, care trebuie să conțină adrenalină, dacă este un angioedem sever, bronhospasm sever sau chiar prăbușire tensională, hipotensiune, adrenalina este medicamentul de elecție. Bineînțeles că se pune și o perfuzie cu ser fiziologic, de obicei ca să reumplem patul vascular, și se dau corticoizi intravenos. Este schema deci clasică. Deci în spital lucrurile sunt sigur, sub control. Fiecare cabinet, indiferent că e ambulator de spital sau cabinet privat, trebuie să aibă această trusă de urgență la îndemână și tensiometru obligatoriu, pentru că poți avea o astfel de reacție oricând și când nu te aștepți, dar trebuie să știi să faci managementul ei. De aceea testele sunt interzise de a fi realizate de alții decât de specialistul testele alergolog cutanate. Care a făcut training și pe managementul reacției anafilactice. Dar persoana care se știe cu o reacție alergică gravă la anumiți alergeni și nu am pomenit aici veninul insectelor care acolo dă se începe astfel de simptome cu analize grave. De sânge întotdeauna, se determină sensibilizarea dacă este sau nu. Se poate face test cutanat, există reactivi standardizați la venin de albină, la venin de viespe, dar testul cutanat cu venin este rezervat mai ales acelora care în continuare vor să facă desensibilizare la venin, imunoterapie specifică se numește, pentru că testul cutanat ajută la titrarea primei doze cu care se intră la desensibilizare. Am înțeles. Dacă nu dorește... Dacă pacientul refuză, testul de sânge cu pozitivități este concludent? Să zicem, concludent și suficient și se indică evitarea expunerii cât se poate cât și se prescrie un autoinjector de adrenalină care își salvează viața exact. Pe moment. Se găsește acest autoinjector de adrenalină în farmacii și se poate procura? Se găsește în farmacii, o perioadă nu s-a găsit, acum se găsește EpiPenul, dar trebuie este o prescripție scump? De la alergolog. Este scump? Este... Dar îți salvează depinde, viața. Depinde, depinde de la buzunar la buzunar. N-aș putea să spun un preț, dar este undeva până la 200 de lei din câte știu. Și există două forme, junior și pare de adult. Scump. Și auzeam că ar prefera și chiar s-au pus pe treabă în a-și procura o fiolă de adrenalină și cu ajutorul unei seringi la nevoie să-și facă Bun, dar acest de exemplu avem un tratament. Copil. Da? Care are în jur de 25 de kilograme. Cum îi dozezi acea fiolă? Pe când juniorul vine predozat la 150 de micrograme. Apoi, nu ai timp.
tu, mai ales dacă ești singur, să faci toată manopera, pentru că tu nu o să dai toată fiola, trebuie să o tragi, deci să o diluezi. Deci este riscant, sigur. Dacă deci nu merge chiar așa, variantă. Adică dacă tu, părinte, îți asumi responsabilitatea pentru tine și ești foarte bine instruit, probabil eu nu prea dau fiolă. Nu, deci este de preferat. Poți face greșeli de administrare și care se pot solda cu reacții grave, cu infarct, cu accident vascular, cu aritmie cardiacă la supradozare. Deci nu-i bine. Așadar, atenție pentru cei care optează pentru varianta mai ieftină. Trebuie da, să cunoască foarte bine foarte dozajul. Foarte ieftină, dar este periculos de manipulat și chiar are un regim legal de substanță toxică. Deci nu e o substanță care să o iei fără rețetă. Bun, așadar, după ce se fac aceste teste cutanate, care, ne spuneați, sunt mai concludente decât testele din sânge, dar uneori e bine, sau chiar tot timpul îmi spuneați, e eu bine să fie pentru ambele variante, le coroborez. Testul cutanat ne dă niște indicii foarte valoroase legate de ceea ce facem în continuare cu pacientul. De exemplu, să vă dau un exemplu, alergie la copil la proteinele din lapte. Dacă diametrul reacției la testul cutanat la un copil de 6 ani depășește 8 mm, se exclude laptele. Nu mai are rost să faci test de provocare, pentru că aceasta ar fi fost etapa următoare, la copilul mai mic, 6 mm. Și asta ce înseamnă? Copilul acela nu va mai putea consuma laptele din de vacă? Din fericire, în ceea ce privește laptele, oul, se redobândește toleranța, astfel încât pe la 4 ani 80% din cei care erau alergici la început, la câteva luni, un an, redobândesc toleranța în mod natural. Așa încât este foarte greu de spus. Se urmăresc testele cutanate, anticorpii din sânge și dacă toate revin la normal, în final se face un test de provocare. Acesta este gold standardul de diagnostic sau standardul de aur, atât în alergia la medicamente, cât și în alergia alimentară. Dați-mi voie ca în acest moment să-i anunț pe telespectatorii noștri că pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre sunând la numărul de telefon 0264 420135 pentru a adresa întrebări invitatei noastre. Este vorba de Nadia German, medic primar alergolog. Evident, discutăm despre alergii. Alergii care ne supără în această perioadă, cele care sunt provocate de polenuri, ierburi. În general, acum, da, și încep insectele. Încep și insectele. Se va face cald. Și e bine să știm, să recunoaștem o alergie, dacă este posibil, și mai ales, apoi e bine să știm cât mai multe despre posibilitățile de tratament. Exact. Haideți să le luăm iarăși pe rând. O alergie alimentară. S-au făcut teste de sânge, teste cutanate, se depistează. Test de provocare. Test de provocare, că ne spuneați că aceasta este. Dacă putem să ducem până la sfârșit acest demers diagnostic. Dar vi s-a întâmplat să nu depistați după aceste teste sanguine, cutanate, de provocare, să nu aflați. Dacă care testul este de provocare este negativ, atunci suntem pe drumul cel bun, în sensul că putem exonera substanța respectivă de implicarea ei în reacție. Este iarăși un element pozitiv, pentru că, de exemplu, în alergie alimentară nu restricționăm inutil dieta. Un medicament care poate să fie valoros, nu îl excludem din schema terapeutică. Dacă testul este negativ. Dacă este pozitiv, cu atât mai mult ne aduce argumente ca să-l excludem, pentru că recontactul sau reingestia pune viața în pericol și asta mai ales la medicamente. Avem o primă telespectatoare, îi spunem bună seara doamnei Maria din Baia Mare. Alo, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Doresc să pun o întrebare, doamnei doctor. Mai tare un pic. Un pic mai tare, dacă puteți să vorbiți, sau da, colegii să ne dea în emisie mai tare. Bine, mulțumesc. Deci, doresc să adresez o întrebare, doamnei doctor. În urmă cu câteva luni, de la un detergent de vase, am făcut alergie la mâini. Da, așa cum spuneți dumneavoastră, pare să fie o urticarie sau o dermatită de contact indusă de aplicarea detergentului pe piele. Ce s-a întâmplat? Am consultat un dermatolog și mi s-a spus că este o eczemă. Da. De contact. Este absolut corect. Este lucru la care ne-am fi gândit și noi. Da.
Și? Am încercat foarte multe unguente, dermovate, cureie, foarte multe detergente. Dar ați întrerupt unghii. Contactul cu detergentul da, respectiv. Automat. Imediat. Trebuie să știți că chiar dacă schimbați detergentul, există anumiți constituenți comuni între mai multe firme producătoare de detergent și ar trebui identificat, de fapt, factorul care produce dermatita de contact. Ea se face de către dermatolog prin aplicarea unor teste numite teste epicutane sau teste PECI, care se aplică 48 de ore pe piele. Ați făcut astfel de teste? Nu. Deci sfatul dumneavoastră este să consulți din nou un dermatolog. Exact, și să întrebați de posibilitatea efectuării acestor teste PECI sau epicutane. Sunt diverse baterii. Este adevărat că sunt costisitoare astfel de teste. Dar cam se cât? Fac. Bateria standard europeană, știu că în Cluj la clinica de dermatologie colegii o aplică. N-aș putea să vă spun un cost. Probabil Casa de asigurări nu suportă parțial. Nimic parțial. Bine, doamna doctor, vă mulțumesc din suflet. Cu plăcere. Am crezut că pot să rezolv cu unguentele prescrise. Unguentele se dau, dar trebuie să identificați factorul declanșant, să vedeți că este numai detergentul de vase, că nu este și altceva, de exemplu, contact cu crom, nichel, metale, foarte mulți robineți sunt cromați, tacâmuri. Și lucrul acesta se poate depista cu acele teste PECI? Sigur. Așadar, să mergeți din nou la dermatolog. Noi vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Vă mulțumesc frumos! Și pentru că ne-ați sunat în această seară, multă sănătate vă dorim. O alergie, o astfel de alergie, odată declanșată, o vei păstra pe tot restul vieții? Să spunem, iată, la veninul de albine, dacă odată te-a înțepat și ai avut o reacție, să-i spunem, mai neobișnuită. La veninul de albine, în general, alergia persistă, deci nu remite spontan, cel puțin în marea majoritate a cazurilor. Imunoterapia la veninuri de albine este foarte utilă. Desensibilizarea. Cei care decid să o facă, fac un lucru foarte bun într-o alergie dovedită, pentru că ajung să tolereze veninul injectat de o albină. Deci, marea lor majoritate ajung să nu-și mai pună viața în pericol dacă accidental sunt înțepați. Acum, durata imunoterapiei trebuie să fie cel puțin 3-5 ani. Sunt voci care spun că este bine ca toată viața, mai ales la veninul de albină sau o perioadă îndelungată, să continui această imunoterapie. La alte alergii alimentare, ați văzut că la copil, la lapte, la ou apare toleranță. După și asta este regula, vârstă, este da. Cel mai frecvent lucru și foarte bine. Alergiile alimentare la adult sunt mai persistente. Mai avem o telespectatoare, o să continuăm Sigur. Cu tratamentul și posibilitățile existente, dar îi spunem bună seara doamnei Moldovan din Cluj. Da, bună seara. Vă ascultăm. Bună seara și doamnei doctor. Am o întrebare, fica mea e cu tratament cu limită alergică cronică severă de mult. La ce este alergică? Nu am auzit. Este alergică la alergeni de mediu, i-am făcut testări cutanate. Da. Și facem tratament cu nazomex de foarte mult timp și aerius. Da. Acum, anul acesta mi-a făcut, nu știu dacă pot să-i spun criză de astmă, mi-a făcut cu un wheezing ușor, dar fără să fie cu lipsă de aer. Și i-a indicat cu Symbicort, pe spray. Foarte puțin să aud. Da, nici eu nu am înțeles chiar tot. Dacă eu așa mi-am dat seama cam despre ce este vorba, despre o rinită care a fost tratată cu aerius și nazonex conform ghidurilor, tratamentul corect, și apoi a debutat și o manifestare astmatică. Acum, astmul poate să se manifeste tipic cu crize de sufocare, cu acel șuierat sau wheezing, sau poate să fie o formă de astm tusigen, tuse seacă persistentă, și să observi bronhospasmul la probele funcționale ventilatorii. Dacă există bronhospasm confirmat, atunci normal că se intră cu tratament antiastmatic. De obicei se începe cu
un tratament de treaptă 2 cu un Montelukast, dau denumiri comune internaționale. Nu avem dreptul să spunem numele medicamentului, doar clasa de substanțe. Exact. Dacă vorbim de leucotriene sau corticosteroizi în doze mici, moderate. Dacă totuși persistă simptomele, atunci, într-adevăr, se merge mai departe, în treapta 3, unde se dau doze mai mari de corticoizi și se asociază bronhodilatatoare de cursă lungă, cum a spus doamna, preparatul respectiv. Acum, ideea este dacă obținem sau nu... Deci nu pot să spun criză de azi. Nu a fost lipsă de aer. Deci dacă n-a avut criză de asp și n-a avut lipsă de aer, probabil că suntem într-o treaptă mai avansată decât ar trebui și ar trebui reevaluat și adus la o treaptă inferioară, la un inhibitor de leucotriene sau pur și simplu la un corticoid inhalator fără bronhodilatator tot timpul. Deci ar trebui să meargă din nou la medicul pentru o reevaluare, pentru că se schimbă parametrii. Rinita se asociază foarte frecvent. Cam 80% din cei cu rinita alergică au și cei cu astm în 80% au. Îi mulțumim, doamne Moldovan, pentru că nu o auzim prea bine. Ați înțeles așa în mare că oricum va trebui să mai faceți o vizită la medicul alergolog, chiar dacă în mare doamna doctor și-a expus punctul de vedere, trebuie văzută da, fica deci fiecare dânsei. Pacient trebuie consultat. Vă mulțumim mult pentru telefon. O seară bună în continuare. Să mergem noi mai departe cu tratamentul, iată, spuneam, ce se poate face în această rinită alergică. Pe lângă acele antihistaminice, antiinflamatoare nazale, acestea de obicei sunt din clasa corticoizilor, se pot administra inhibitori de receptori de leucotriene și, bineînțeles, imunoterapie. Administrarea cortizonului pe cale generală este rezervată doar pentru cursă scurtă și în situații foarte severe. Ca și clase noi terapeutice moderne care sunt indicate în astm rinită, mai nou și în urticarie, avem anticorpi monoclonali, anti-IgE, care sunt aprobați în ghiduri, cel puțin în astmul bronșic, omalizumab. Mai avem o telespectatoare din Vișeu de Jos, doamna Alina. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, am avut și eu o problemă, de fapt încă persistă. O dermatită de contact, tot din cauza bănuiesc a detergenților. Am mai avut ulterior, acum vreo 2 ani, o alergie la metal. Da. Și asta... La ce metal? De anul ăsta mă cam supără. Presupun că la inox. Oțelul inoxidabil, eu din câte știu, tehnologie, este tratat cu crom. Trebuie neapărat, ca și prima noastră ascultătoare sau telespectatoare, da, să faceți un test epicutan peci la metale. Deci problema aia s-a rezolvat. Acum am făcut o alergie la detergent, așa mi s-a spus, am fost și la doctor, mi s-a dat tratament, dar reapare. Reapare înseamnă că faceți contact în continuare cu unul din alergenii la care sunteți sensibilă. Apare numai pe zona de contact, deci strict la nivelul mâinilor sau și în altă deci parte? Deci la nivelul mâinii, pe partea de sus, deci nu în palmă. Trebuie și nu-mi să... dau seama la ce, pentru că folosesc și mănuși. Deci trebuie să vă testați și la latex în cazul acesta, dacă folosiți mănuși, să nu fie și altceva decât detergentul. Și ar trebui să faceți, dacă sunteți angajat undeva, și un consult de medicina muncii, pentru că multe dermatite de contact, mai ales la nivelul mâinii, pot să aibă și factor profesional, expunere la alergeni profesionali. Vă mulțumim, doamna Alina, pentru telefon. Mulțumesc foarte frumos și eu. Și sperăm să vă rezolvați această dermatită de contact pe care puteți o aveți, iată, și de la latexul din mănușile exact. Pe care le chirurgii folosim. Fac și cadrele medicale fac frecvent alergie la latexul din mănușa și de protecție. Ce e de făcut? Să nu mai folosești mănușile? Se folosește mănușă latex free. Există de vinil, așa ceva? Sigur că da. Acum sunt mai greu de sterilizat.
Dar sunt situații în care pacienții sunt alergici la latex și ca să eviți un șoc anafilactic, în toată sala, când acel pacient se operează, se folosește material fără latex. Revenind la alergiile respiratorii, ne spuneați clasele de medicamente. Pe ce perioadă trebuie să ia o persoană care se știe alergică? Aceasta este întrebarea fiecărui pacient. Și poate să înceapă înainte de apariția alergenilor, dacă se știe alergic la polen, e dacă bine? Dacă este vorba de o alergie la polen, atunci tratamentul complet se realizează în sezonul de zbor al polenului. Se poate începe atunci când am identificat deja alergenul cu o săptămână, două înainte, ca să evităm debutul unei inflamații alergice grave la expunere. Mai scapă calmăm total inflamația de simptome și dacă începe înainte unii chiar sau nu doar mai au simptome deloc, alții își reduc mult simptomele. Și cum putem cuantifica acest lucru? Prin faptul că au nevoie de medicamente mai puțin decât în absența inițierii mai rapide a terapiei. Mai avem o telespectatoare, iată un subiect de care sunt interesați foarte mulți, Monica din Baia Mare. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Și avea o întrebare și la doamna doctor. Eu sunt alergică la antibiotice. Da. Deci la tot ce face parte din grupa beta-lactaminelor. Da. Și cam ce se poate face sau din ce cauză am devenit alergică sau nu știu. Cauza pentru care v-ați alergizat, așa cum am discutat despre cauzele alergiilor în general, nu este foarte bine studiat. Aveți o predispoziție genetică spre reacții alergice și ați avut mai multe expuneri la medicamente din grupa penicilinelor. Acum, ceea ce este foarte important este ca în urma unui consult alergologic să se facă un bilanț de alergie la antibiotice. Din experiența noastră la clinică se face o baterie de teste cutanate cu internare de zi care să acopere mai multe tipuri de beta-lactamice, dar și alternative de tratament, alte clase. Se cer analize din sânge pe care trebuie să le faceți. Și când avem rezultatele de la bilanțul cutanat și analizele de sânge, trebuie să găsim un medicament pe care să-l luați dumneavoastră în siguranță. Și asta se face în urma unui test de provocare, care se face iarăși cu supraveghere în spital, cu administrare progresivă a dozelor până la doza terapeutică. Dacă se declanșează o reacție la o anumită fracțiune de doză, bineînțeles că se suprimă administrarea, se oprește, se tratează reacția și pacientul evită, se merge mai departe cu căutările. Dar de cele mai multe ori, având rezultatele de la sânge și de la bilanțul cutanat, nu avem eșecuri atunci când facem testul de provocare. Deci identificăm corect și testăm în fața noastră pacientul. Cam asta trebuie să faceți. Să ajungeți să aveți una, două clase terapeutice pe care să le luați în siguranță folosi în teritoriu și să fiți instruită, dacă apare o nouă sensibilizare, ce să faceți în caz de reacție. Mulțumim mult, doamna Monica, și pentru că ne urmăriți și pentru că ne-ați sunat și vă dorim multă sănătate. Iată și alergia la antibiotice se manifestă în rândul populației. Poate să fie foarte severă. Și pe lângă asta poate să îi fie neapărat necesar acel antibiotic și să nu poată fi înlocuit cu altă dacă clasă. Dacă există o astfel de situație, sunt situații dramatice, de exemplu în stări septice cu antibiogramă care indică un singur medicament, se poate face un tratament de desensibilizare, dar este foarte riscant. La desensibilizarea la un medicament, întotdeauna se pune în balanță raportul risc-beneficiu. Nu o faci decât dacă nu ai nicio altă alternativă, pentru că tu știi că vei declanșa o reacție severă. Vi s-a întâmplat vreodată în carieră să trebuiască să faceți această desensibilizare pentru că nu exista altă alternativă? Să fac desensibilizare, nu, pentru că am reușit să găsesc alternativă, dar provocări, cred că am făcut sute de provocări, cred că cu emoții și stres, 600, îmi spuneați că și nu, medicul stă da, stresat foarte mult și trebuie să ai experiență extraordinară cu provocările. Așadar,
pentru să venim iarăși la tratamentul unor reacții alergice care apar la nivel cutanat. Iată, multe telespectatoare aveau o astfel de problemă, dispăreau acele eczeme sau acele dermatite atopice și reapar. Reapar pentru că boala alergică este o boală cronică și eczema poate să fie și declanșată de alergeni din exteriorul organismului, dar poate să fie și o eczemă endogenă în care să intervină factori infecțioși, factori autoimuni, diverse probleme ale pacientului nelegate de mediul exterior și, în general, acelea persistă cel mai mult. Pot persista și cele la care triggerul nu este eliminat, deci contactul continuă, dar sunt și situațiile în care nu putem identifica un agent declanșator. Acum, dacă reacțiile cutanate sunt de tip imediat, le încadrăm în categoria urticariilor și a angioedemelor. Apar manifestări care, în orice caz, la inspecția tegumentului nu seamănă cu eczema. Și se dau antihistaminice, se pot crește dozele până la de 4 ori, după care se introduc alte clase terapeutice, cum ar fi inhibitori de leucotriene, anticorpi monoclonali și se poate merge până la imunosupresoare. Deci există scheme de tratament pentru cazurile acestea persistente. Cu tratamente progresive. Mai avem o telespectatoare, este ultima pe care o putem asculta în această seară, doamna Maria din Borșa. Bună seara! Sunteți în direct. Alo! Bună seara! Noi vă auzim. Spuneți. O să vă rog să vorbiți tare. Da, alo? Da. Bună seara. Aș fi vrut o întrebare dumneavoastră, că avem mai multe tipuri de alergii în familie. Dar aș fi vrut să vă întreb pentru... Alo, mă auziți? Sigur, da. Spuneți. Soțul are alergie la polen de vreo câțiva ani în coace și am încercat cu mai multe tipuri de tratament, dar... Nu i-a trecut? Nu se simte mai bine în perioada aceasta a polenurilor? Nu, anul ăsta încă nu au început simptomele alea care le avea anul trecut. Da, dar ați auzit ce a spus doamna doctor, că poate să înceapă cu o săptămână înaintea perioadei. Da, identificat întâi polenul, ca să știm când exact să începem perioada. Să cunoaștem perioada de polenizare. Iarăși un lucru foarte important, pacientul când vine la test, ca să punem un diagnostic, trebuie să nu ia niște zile antialergic. Sigur că da. Bun, și ce ați dori să întrebați? Aș dori să vă întreb ce ar trebui ce tratament ar trebui să facem ca să încercăm să excludem să excludem medicamentele, ca să nu mai luăm tratamentul. Există o soluție. Îi mulțumim, doamne, dar... și o să o rog să asculte la televizor răspunsul. Deci, sunt pacienți care vor să evite administrarea medicamentelor și lucrul acesta este posibil, însă numai în cazuri selectate, după un test alergologic realizat în prealabil și, în general, la pacienți care sunt alergici la un singur polen sau la polenuri înrudite. Este vorba de imunoterapie specifică sau de sensibilizare. Aceste tratamente se administrează în ideea de a obișnui sistemul imunitar a pacientului cu o anumită doză de alergen din polen. Și sunt soluții injectabile, sublinguale, tabletă, dar nu se pot da fără să consulți în prealabil pacient. Deci va trebui să meargă la un medic alergolog. Exact. Și după identificarea exactă a tipurilor de polen care îi produc acele reacții, poate să întrebe despre posibilitatea acestei desensibilizări. Sigur, trebuie făcut un diagnostic precis. Acum, există situații în care avem astmatici la care avem un mecanism dovedit IgE mediat și o formă foarte severă de astm, necontrolată de medicamentele obișnuite. Lucrurile, clar, se complică foarte tare, pentru că mai avem doar 30 de secunde. Câteva idei pentru a preveni aceste alergii. Putem face ceva? Pentru a preveni alergiile, putem să facem lucruri destul de puține după ce s-au declanșat, să reducem expunerea, de exemplu, la carieni acaricide, la polenuri, măsuri nespecifice de evitare a expunerii, să mergem cu geamul cu mașină închisă, să schimbăm filtrul de polen,
să ne plimbăm mai degrabă după ploaie, nu în zilele cu vânt. Dacă s-au declanșat deja, va trebui să consultăm un medic alergolog. Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, și vă mai așteptăm și altă dată. Sigur. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, cu speranța că ați aflat lucruri interesante și care vă vor fi de folos. Sunt Corina Ionuț și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!